Universitatea din Craiova a intrat de curând în Consorțiul Universităților Europene. Explicați-ne, vă rog, pe larg, ce înseamnă acest lucru. O deschidere imensă pentru Universitatea din Craiova și o recunoaștere în același timp, iată și în plan internațional. Beneficii vom avea cu toții, studenți, cadre didactice, ceea ce privește studenții, practic vor fi înmatriculați la 8 universități deodată, dacă doresc, pot face cursuri sau module de cursuri comune cu alte universități și vor avea o diplomare, adică o diplomă comună. În ceea ce privește, prin programul Erasmus, vor avea stagiile acelea, dar în acest consorțiu am hotărât că pot fi și stagii virtuale, deci vor fi deplasările obișnuite cu bursă Erasmus, dar pot urma cursuri și din fața calculatorului. Cardul european al studentului va fi un gen de card de sănătate în care studentul va avea introduce absolut toate informațiile în legătură cu școlarizarea lui. Lucru foarte, foarte important, vom putea depune proiecte de cercetare comune direct la Comisia Europeană pe anumite axe dedicate. E vorba aici de finanțarea, consorțiul primește o finanțare de 5 milioane de euro de la nivelul Comisiei Europene, la care se va adăuga pentru Universitatea din Craiova și cofinanțarea de la Ministerul Educației, România fiind una dintre cele trei țări, pe lângă Franța și Germania, care pentru acest tip de proiect asigură și o cofinanțare suplimentară din bugetul statului român. Ce alte universități partenere sunt? Sunt 7 universități, 2 din Spania, Universitatea din Girona și Universitatea din Leida, una din Franța, Universitatea din Perpignan, una din Germania, Universitatea Academia Tehnică din Chemnitz, una din Lituania, Academia Tehnică din Rezenche și din Bulgaria, Universitatea din Ruse. Spuneați ceva mai devreme despre avantajele oferite de acest lucru atât studenților cât și cadrelor didactice. Haideți să dezvoltăm puțin. Dacă vorbim, de exemplu, de accesări de programe. Accesări de programe europene, vom scrie în comun programe europene dedicate pe anumite axe. Deja am identificat axele pe care vom scrie programele. Pot să vă spun că, de exemplu, Universitatea din Craiova în acest consorțiu va coordona partea economică, lucru foarte important. Toți partenerii au fost de acord că avem expertiza cea mai bună dintre toți cei care participă la acest consorțiu în scrierea proiectelor și accesarea fondurilor europene. Repet, vor fi axe dedicate în ceea ce privește, de exemplu, migrația forței de muncă, infrastructura educațională, proiecte de cercetare pentru dezvoltarea comunităților, ce vă pot spune din memorie. În ceea ce privește studenții, chiar dacă pare că mă repet, este o deschidere imensă pentru studenții Universității din Craiova, în ceea ce privește această diplomă care va fi recunoscută practic în toată Uniunea Europeană. La ce îi ajută pe studenți? Dacă vor să plece din țară, de exemplu. Păi eu sper să nu plece din țară. Deci o să-i ajute în sensul în care anumite cursuri care nu se găsesc în curicula Universității din Craiova pot să le urmeze de la universitățile partenere, dezvoltându-și abilitățile chiar și practice, accesând mai ușor ulterior un loc pe piața forței de muncă, unde deja suntem recunoscuți la nivel național ca o universitate în care rata de inserție a absolvenților a crescut foarte mult în ultimii 4 ani. Sigur, acum, dacă copilul vrea să plece, noi ce facem? Noi încercăm să le creăm condiții, noi, atât ca universitate, cât și noi, ca și municipiu și regiune, sigur, prin dezvoltarea socioeconomică, eu zic, destul de importantă în ultimul timp, să asigurăm condiții și locuri de muncă cât mai multe și cât mai bine plătite. Am văzut că la nivelul țării, studenții aleg să studieze în afară, nu mai aleg universitățile din România. Cum stau lucrurile aici, referitor la numărul de studenți înscriși pentru acest an? Este în creștere față de anul trecut? S-a înregistrat? Da. În ultimii 4 ani, an de an, a crescut numărul de studenți. La acest moment, față de 2016, Universitatea din Craiova are 1881 de studenți fizici în plus.
români. Deci, iată, aproape 2000 de studenți sunt universități în România care nu au 2000 de studenți cu toții. De ce credeți că aleg să studieze aici? Sunt și mulți străini care vin aici. Da, numărul studenților străini, studenții internaționali, a crescut de la 418 la 750. De ce aleg? Pentru că e o universitate atractivă, din ce în ce mai atractivă, atât în ceea ce privește curricula, programele de studii, dar mai ales această colaborare impresionantă cu mediul de afaceri, cu mediul socioeconomic. Avem nenumărate proiecte, proiecte de zeci de milioane de euro implementate împreună cu partenerii noștri, care și prin acțiunile pe care noi le-am dezvoltat în ultimii ani, Forumul Carierei, Zilele Porților Deschise și așa mai departe, ateliere, stagii de practică și internship-uri la firmele partenere, reușesc să-și racoleze, dacă vreți, și să pregătească încă din timpul studenții viitorii angajați. Copiii au aflat, cei mai buni ambasadori ai noștri, dacă vreți, sau cei care promovează cel mai bine universitatea, să știți că toți studenții sunt, sigur. Noi facem acțiuni de promovare, dar studenții o promovează cel mai bine și de aceea, iată, crește din ce în ce mai mult numărul de studenți. Noi sperăm să atingem în acest mandat, să trecem de 20.000 de studenți. Ați fost reales pentru al doilea mandat consecutiv în funcția de rector. Ce vă doriți în plus față de mandatul trecut? Ce obiective, să spunem, aveți? Eu mi-aș dori să continuăm, astăzi chiar am avut un consiliu de administrație și le-am spus colegilor mei că doresc să continuăm ceea ce am început. Sigur, proiecte avem foarte multe. Deja la acest moment avem 7 sau 8 proiecte mari de infrastructură la care am obținut finanțarea acum 2 săptămâni și urmează să se implementeze. Am identificat 10 mari proiecte tot de infrastructură educațională și de cercetare care vor fi depuse în exercițiul financiar 2021-2027. Pot să vă spun câteva dintre ele. Am depus deja fișele de proiect la ADR. Repet, pentru exercițiul 2021-2027, noi deja avem 3 proiecte la care fișele sunt depuse, la ADR Sud-Vest Oltenia. Vom face un bazin de not în campusul de la educație fizică și sport, care va avea săl de recuperare și de kinetoterapie, care va completa proiectul care va începe în câteva luni, și anume construirea unei săli de sport. Vom încheia campusul de pe Bulevardul Decebal, al 3-lea corp de clădire de la sediul Facultăților de Inginerie Electrică și Automatică. Am depus deja fișa de proiect și va veni la pachet tot cu o sală de sport tip balon. Am plasat în acel campus pentru că acolo avem câteva mii de studenți și era necesar pentru copii o sală de sport. Iar pe Câmpia Izlaz avem acele faimoase hale, sunt niște clădiri de patrimoniu pe care vom scrie un proiect de reabilitare a infrastructurii educaționale și de cercetare adresat Facultăților de Agricultură și respectiv Facultății de Mecanică. Iată doar câteva dintre cele 10 la care ne-am gândit că o să le depunem pe următorul exercițiu financiar. Eu cred că o să le și câștigăm.